cei care negociază în acest moment. Haideți să vedem, doamnelor și domnilor, cum ați răspuns dumneavoastră la întrebarea: va reuși Klaus Iohannis să dărâme guvernul? Iată cum ați răspuns la această întrebare. Chiar acum dăm stop vot. Avem 4,4% da, Klaus Iohannis va reuși să dărâme guvernul, 95,6% nu, Klaus Iohannis nu va reuși să dărâme guvernul. Este opinia dumneavoastră, nu este un sondaj sociologic. Din punctul ăsta de vedere, lucrurile sunt limpezi, dar este pulsul și felul în care dumneavoastră ați răspuns la această întrebare. Încă mai avem exact 20 de secunde din emisiune. Încă o dată un pronostic, ca să încheiem rotund. Domnule Vintilă, da sau nu? Ca să mă leg de sondajul dumneavoastră telefonic, înainte de europarlamentare, sondajele dau PSD la peste 35%. Nu, eu mă leg strict ca pronostic. Este dădeau că pulsul... PSD-ul va 35%, uite că PNL-ul a ieșit pe primul loc și a luat multe voturi decât PSD și a de la un loc. Carmen Avram. Nu, și sper să vină momentul în care opoziția va și construi ceva, nu numai va dărâma. Mulțumim foarte mult, doamnelor și domnilor, a fost Subiectiv față în față. Vă mulțumesc pentru prezența la această emisiune. Dumneavoastră celor de aici.